Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Bine v-am găsit la primul episod din seria Povestea Cărții! Astăzi facem cunoștință cu romanul Rugăciune pentru Cernobâl, scrisă de Svetlana Alexievici. Această carte este din domeniul istoriei și se vorbește despre tragedia care s-a întâmplat la Cernobâl. Este o carte formată din interviurile oamenilor care au trecut prin această tragedie și pot să vă spun din experiența proprie că transmite o suferință foarte, foarte mare. Însă dacă doriți o carte din domeniul istoriei și vă intrigă o carte care are cu adevărat niște certitudini, vă invit să citiți cartea Rugăciune pentru Cernobâl.